Witcher 3, o lume fantastică populată de crocobauri care vor să te pape și să-ți poarte coloana vertebrală pe post de colier. Controlează-l pe Geralt din Temeria, care acum este din Rivia, în aventura sa epică în care încearcă să o salveze pe fiică sa, nepoată sa. Sau nu, pe o tipă cu părul alb despre care nu ai prea multe informații, dar știi că este importantă pentru poveste. Descoperă o lume fantastică populată de bețivi, criminali, monștri, tipa cu părul alb, un alt tip cu părul alb și personaje din titluri precedente de care cel mai probabil ai uitat. Ia parte la o poveste fascinantă în care sânii și sexul există din abundență. Fă sex cu personaje imaginare într-o lume imaginară, pentru care CD Projekt Red au angajat actor porno pentru a face motion capture în timpul actului sexual, dorind o experiență mai realistă. Deși, realist vorbind, tu n-ai să te culci niciodată cu așa cineva. Și toate astea pentru ca tu să nu te mai simți virgin în timpul gameplay-ului. Aruncă-te în lumea Witcher 3 și trage concluzia naturală că este un joc mai bine optimizat decât Assassin's Creed Unity, cu toate că are aceleași bug-uri. Joacă Witcher 3 și descoperă cum placa ta video nu este capabilă să ruleze jocul la un număr constant de cadre și învață să urăști cu pasiune Nvidia Hairworks. Încearcă acum Witcher 3 ca să vezi cum viața ta socială dispare pentru următoarele 3 săptămâni. Witcher 3, jocul cu cerințe minime de sistem gândite pentru componentele care vor apărea la anul. Un proiect european marca CD Projekt Red.